Generosul proiect privind amenajarea unui aquapark în complexul sportiv lângă sala polivalentă începe să capete contur precis. Documentația tehnică, în mare parte, este în linie dreaptă spre finalizare. Proiectul este estimat la circa 15 milioane de euro și va fi promovat la finanțare pe fonduri europene pe programul operațional 2021-2027 la Agenția de Dezvoltare Nord-Est de la Piatra Neamț. Primarul Ion Lunga a dat câteva detalii despre cum va arăta aquaparcul sucevean. Acest aquapark va cuprinde număr de 13 bazine, interioare și exterioare. La interior 5 bazine, în zona de bazine, spa, jacuzzi, bazinul interior-exterior. La exterior o bazine pentru adulți, not, copii, jacuzzi, tobogane. Capacitatea acestui aquapark este de în total 900 de locuri, din care la interior 300 de locuri, 270 la bazine, 30 locuri în zona spa și la exterior 600 de locuri, deci așa cum am spus, totalitatea, capacitatea maximă 900 de locuri. La fel, la spații de alimentație publică, capacitatea totală 300 de locuri, la parter lângă bazine 110 locuri, pe terasa exterioară 130 de locuri, clădire exterioară 60 de locuri. Sigur că conform proiectului, vine realizat o parc, grădină urbană, așa numit-o. Nu știu că pot arăta aici pe această planșă. Deci, la intrarea în... La intrarea aici se intră în Aqua Park. Vine acest parc, grădină de vară, cu zone de spații verzi, cu locuri de joacă pentru copii. Aici este clădirea pentru Aqua Park-ul interior. Aici sunt cele 8 bazine exterioare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bazine exterioare. Deci noi sperăm să putem să depunem proiectul până la sfârșitul acestui an pe fonduri europene, să se lanseze apelul de proiecte și ghidul solicitantului, tot pe programul operațional 2021-2027 la Agenția de Dezvoltare Nord-Est. Deci ne dorim să avem un aquapark modern, în așa fel încât sucevenii să aibă posibilitatea să facă baie și în timpul iernii. Și, sigur, încă o dată spun, mai bine mai târziu decât niciodată, am mai spus și mai multe ori, în alții făceau tobogane, noi am reabilitat cetatea de scaun, așa a fost atunci, dar recuperăm acum.